se pronunțe cu privire la cererea de arestare preventivă făcută de către procurorii DIICOT. Evident, femeia s-a declarat nevinovată, nu a recunoscut faptul că ar fi influențat sau șantajat vreun martor, a început să plângă în sala de judecată și le-a cerut, iată, magistraților clemență, practic vrea să fie trimisă liberă acasă. Împreună cu ea în sală se află și avocatul ei, iar la ceilalți, respectiv la presupușii dealer de droguri, încă procesul nu a început. De ce? Pentru că unul dintre presupușii dealeri, respectiv Maru, încă nu are un avocat ales, în așa fel încât instanța a dispus ca un avocat din oficiu să fie